În felul următor, în oradea, 11, în oradea, zice G4 media, 11 șoferi s-au adunat și au alimentat cu câte un leu în semn de protest față de creșterea exagerată a prețului carburanților. Bun, faptul că sunt doar 11 e bine. Faptul că sunt doar 11 e bine. N-am fi vrut să fie mai mulți. De ce e bine că sunt doar 11? Este o prostie, e uriașă. În afară de niște făpturi care prezintă asta ca... Deci, o prostie. Ce interesează pe, pe oricine dintre bacă e companie petrolieră, bacă e la guvern, ce interesează pe aia că pui tu de un leu? Cu ce l-ai belit pe ăla? Cu ce l-ai jenat? Cu ce l-ai faultat? Ce ai făcut? În afară de faptul că mă poți faulta pe mine sau pe unul ca mine, care mă duc dracu să pun benzină, să merg cu mașina. Și tu mă ții cât -ți pui tu de un leu. Că ai senzația că ești foarte deștept. Bun, poate că ești. Mie nu mi se pare. Poate că tu ești, dar mie nu mi se pare. Deloc. Dar vedeți eștire pe site-ul de știri G4 Media, în Oradea. 11 șoferi s-au adunat și au alimentat cu câte un leu. În semn de protest față de creșterea exagerată a prețului carburanților. Dar cine stabilește ce înseamnă exagerat? Adică... Stați liniștiți, va mai crește. Nu vă faceți nicio grijă. Uh, nu, nu, să nu, vă spun ca să nu stăm încordați. Adică nu e vai, dar va mai crește? Oh, da. Absolut da. 100%. Putem să alimentăm de un leu de 50 de bani, de 0,38 de bani, să punem o pipetă, să mergem cu pipeta și să alimentăm cu câte o pipetă, prețul va crește.